No, hai să luăm o gură de aer rece. Să-mi fac curaj și să ies afară. Dobr den și bună dimineața pentru ultima dată din Tashkent, Uzbekistan. Încep acest vlog aici, în fața hotelului. Am comandat deja un Yandex. Trebuie să vină în 2 minute. Mergem în aeroport, de unde vom zbura spre următoarea destinație, spre Abu Dhabi. Hai să vedem cum decurge și călătoria de astăzi. Am ajuns în aeroport. Din nou sunt în terminalul principal, dar anul trecut am avut surprize, pentru că tot la fel nu știam de pe ce terminal e zborul și între terminale e distanță foarte mare, trebuie să iei taxiul. De asta am venit mai devreme, ca să am timp. Hai să vedem dacă aici e zborul meu sau nu. Se pare că iar nu sunt terminalul bun. Se pare că totuși sunt bine. M-am pus la informații și am întrebat, pentru că nici cei de la Wizz Air nu știau. Le-am scris aseară să știu de la ce terminal plec. Nu știu. Nu era trecută informația asta niciunde. Ei nu știau, mi-au zis să caut pe site. Am căutat tot site-ul, nu există informația asta. Am întrebat la informații și sunt bine, doar că zborul meu e la 11 și tabela lui ăștia nu afișează decât primele 7 zboruri, ceva de genul. Că nu le-am numărat. Da, sunt la biroul de recuperare a TVA-ului. V-am zis că aici poți să recuperezi TVA-ul, vii cu bonurile, îți dă TVA-ul înapoi. Trecut de toate controlele, am uitat să vă spun că zbor cu Wizz Air. Da, Wizz Air are o bază în Abu Dhabi, de unde are legături foarte bune cu Asia Centrală mai nou. Pentru zborul ăsta am plătit 300 de lei, cu tot cu Wizz Priority și cu loc. V-am zis, prețuri foarte bune pe Asia Centrală. Aeroportul din Tashkent modern, cel puțin terminalul ăsta, că celălalt terminal e dezastru. De unde am plecat anul trecut. Aștept să-mi vină avionul. Eu, chiar dacă am mai avut probleme cu Wizz Air-ul, pe ansamblu sunt mulțumit de ei, pentru că datorită lor am reușit să călătoresc atâta. Da, am zburat foarte mult cu ei. Am avut o singură problemă mare, și anume o singură dată mi-a fost anulat zborul anul trecut din Armenia înspre, cred că tot înspre Abu Dhabi. Da, în rest am mai avut întârzieri, au mai fost probleme, dar una peste alta eu sunt în câștig, pentru că datorită prețurilor lor la bilete am reușit să călătoresc atât. Și da, dacă stai să cauți și ești flexibil, poți găsi niște prețuri pe niște rute incredibile. Exact acum mi aterizează avionul. Wizz Air-ul meu, care vine de la Abu Dhabi și pleacă înapoi în jumătate de oră. Se pare că avioanele Wizz Air care operează din Abu Dhabi sunt înmatriculate acolo. Se pare că Wizz Air are probleme cu avioanele astea A321. Uite,
de la punte lângă tot. Toată lumea se ține de nas. Și mi-amintesc că și Ramona a avut toate probleme cu un avion de genul ăsta când a plecat din Egipt. Tot la fel era Buda defectă. Sunt curios dacă numai la Wizz Air sunt probleme sau modelul ăsta are probleme la Buda. Aici sunt fix ca acasă deja. Am trecut de nenumărate ori pe aici. Trec de controle. SIM am de la Eralo. Să văd cum ajung în oraș. De fapt, cum ajung cu autobuzul. Cea mai simplă variantă și cea mai ieftină. No, hai să luăm o gură de aer rece. Să-mi fac curaj și să ies afară. Da, e cald. E cald. Dar nu e exagerat de cald. Sunt vreo 39 de grade și se simte a fi 43. Deci e bine. E foarte bine. Anul trecut erau 46, 47 și se simțea a fi 56-57. Groaznic a fost. Acum e bine. O să... Nici nu știu unde e stația de autobuz, dar cred că e în partea asta. Mă duc să iau autobuzul spre centru. Deja îmi vine autobuzul. Autobuzul A2. Bani pe card mai am de data trecută, ar trebui să fie ok. Cardurile în Abu Dhabi sunt diferite față de cele de Dubai. Aici se cheamă Hafilat. Și transportul în comun cu cardurile astea și cu autobuzele e mai ieftin ca în Dubai. Mă va costa vreo 5 dihori până în centru. Aproximativ o oră am de mers până în centru, în zona hotelului. Hotelul de data asta a fost o surpriză. Da, vă spun când ajung acolo. Trecem pe lângă monumentala moschee din Abu Dhabi. Moschee care v-am mai prezentat-o în vlogurile mele. Aici m-a lăsat autobuzul, fix în centru orașului Abu Dhabi. Da, Abu Dhabi nu este Dubai. Nu este atmosfera aia de vacanță din Dubai. E total altceva. Dar despre cazarea mea, n-am luat un Airbnb pentru că, din experiență știu, cazările în Abu Dhabi prin Airbnb sunt proaste și scumpe. Nu am înțeles de ce, am stat de mai multe ori prin Airbnb aici. De fiecare dată a fost prost și nu s-a meritat banii pentru condițiile de cazare. De aia, acum am căutat pe Booking. I-am mai dat o șansă la Booking. Și am găsit o ofertă vara, tot citeam recenzii de genul. Vara, în august, sunt oferte foarte bune la hoteluri super scumpe de aici din Abu Dhabi. Ei bine, am fost norocos și am prins și eu o ofertă de genul ăsta. Am prins o ofertă de 180 de lei pe noapte la hotel de 5 stele. Cu asta cred că mai scade din bile negre Booking. Dar să ajungem la hotel și să ne cazăm, să fie tot în regulă. După aia. Millennium se cheamă hotelul. E pe aici, pe undeva. Am mare noroc că nu-i cald.
Adică e chiar răcoare. La 39 de grade e răcoare aici. Fiind obișnuit cu ce am pățit anul trecut. Anul trecut a fost crunt, efectiv a fost crunt. Acum e bine, bine de tot. No, hai să vedem cum e la 5 stele în Abu Dhabi. Am făcut check-in-ul. Hai să vedem cum e camera. Gata, cazat. Haideți să vă arăt și voi o camera. Să vedeți și voi cum arată o cameră la un hotel de 5 stele în Abu Dhabi. Pat foarte mare, cameră destul de mare. Răcoare, ceea ce e important. O fi și minibar, ar trebui să fie la 5 stele. Da, gol. Măcar am apă și ceai. Hai să vedem cum arată baia. Baia clasică. Curat. E ok. E ok pentru banii ăștia, pentru că altă variantă nu prea găseam. Nu știu ce-o fi aici. Ah, e duplex. Altă variantă nu aveam. Bineînțeles că la același și la aceiași bani puteam să iau un alt hotel mai slab. Normal că am ales 5 stele dacă era același preț. E ok, e bine, dar oricum cireașa de pe tort nu e camera la hotelul ăsta. Mă duc să văd și eu care e. Asta e avantajul de la hotelul ăsta. Centru spa cu saună, cu masaj. Și bineînțeles cu piscină. Hai! Cu piscină pe acoperiș. Da. Cu siguranță aici voi petrece câteva ore. Sunt convins că apa e fiartă. Iar seara să stai aici la piscină cu vederea asupra orașului e ceva. E ceva foarte tare ca experiență. Știu asta pentru că am mai trăit asemenea experiențe. Urmează 2 zile de relaxare aici în Abu Dhabi. Am ieșit un pic la plimbare prin cartier pentru că mi-e foarte foame. Azi iar n-am mâncat nimic. Vreau să găsesc un restaurant arabesc să mănânc, să mănânc și eu ceva bine. Știu că vi se pare ciudat, dar e o adevărată aventură să găsești restaurant arabesc în Abu Dhabi sau Dubai. Pentru că majoritatea sunt indiene sau filipineze. Arabești sunt foarte puține. Dar să vedem, poate am noroc să nimeresc unul ieftin și bun, ca aia caut. Nefiind așa de cald, lumea deja e la plimbare. Se simte bine deja. Când sunt 48-50 de grade, e pustiu absolut. Nu e nimeni pe străzi. Anul trecut eram singur care înfruntam urgia. E greu de explicat. Căldurile alea sunt foarte greu de explicat. Oare aici ce se întâmplă de atâta lume? Ah, caractii. Caractii vreau și eu, numai că n-am încă niciun leu scos. Trebuie să găsesc un bancomat să scot niște bani, să am și cash. Da, mi-e poftă de un caracti. Dar prima dată vreau să mănânc ceva. Cred că am găsit unde mănânc. Am văzut că aici e restaurant Al Farah și dincolo se cheamă tot la fel Al Farah.
măcelărie. Aici ar trebui să fie mâncarea bună. Carne proaspătă. No, că am găsit restaurant arabesc. Prețuri destul de măricele. Nu sunt nici exagerate, dar nu sunt nici micuțe. Nu mi-au din meniu nimic. Doar un hummus îmi iau din meniu, pentru că a venit ospătarul și mi-a zis că au meniu zilei. Au meniu zilei, ceea ce se cheamă macluba. Și eu știu, macluba e, cred că printre puținele mâncăruri cu orez, care îmi plac mie. E orez cu legume și cu carne de pui, fiert tot într-o oală. Și după aia o întoarce cu susul în jos. Când ți-o aduce la masă, ți-o pune cu susul în jos și golește oala acolo. Sunt făcute la abur, bun, foarte bun. V-am zis, cam singura mâncare cu orez care chiar îmi place. Acum să vedem cum e aici. De fapt, așa se și traduce în arabă macluba, cu susul în jos. Ceva de genul, mi-a explicat cineva vreo. Hummus arabesc, în sfârșit. Pâine caldă, salată, salată cu jarcir, ayran. Viață bună, viață bună aici cu mâncarea. E, altă treabă, hummusul. Păstos, gustos, extraordinar de bun. Asta e felul principal, asta e macluba. Orez cu pui, după cum v-am zis, și cu iaurt. Bun. Exagerat de bun. 70 de lei m-a costat masa asta, dar porțiile foarte mari. N-am putut mânca nici hummusul tot, nici felul principal. Mă duc să scot niște bani, beau un carac și sus la piscină. O lume diferită în Abu Dhabi față de Dubai. Lumea aici e altfel, e venită pentru muncă și atât, fără distracție. În Dubai e o grămadă de lume venită doar la distracție și asta se vede. Vibrația orașului e alta. Aici lumea e preocupată, toată lumea e, nu știu, oamenii sunt altfel. Mai îngrijorați, mai altfel. Ceaiul aici la botul calului, printre localnici din bucătăria indiană, cel mai bun lucru pentru mine. Cred că v-am mai zis treaba asta de multe ori, dar mie altceva nu-mi place. Ăsta, în schimb, e excelent. Înapoi la hotel. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Restul serii sus la piscină. O să mă relaxez acolo. După aia somn, pentru că mâine avem o zi plină aici în Abu Dhabi. Și știți ce vreau să fac, nu? După vreo 3 încercări nereușite de a vizita Muzeul Louvre din Abu Dhabi, poate mâine a venit vremea să vizitez și eu în sfârșit această minunăție. Da, este o minunăție de clădire, în primul rând, că asta am văzut pe din afară, iar ce e înăuntru vom vedea probabil în vlogul de mâine. Dar până atunci, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Astea sunt niște vloguri de tranzit, de pe drum. Știu că v-am mai întrebat în trecut dacă vreți să mai fac asemenea vloguri și majoritatea a spus da, că vă plac și astea de pe drum, dintre două destinații, pentru că, da, se întâmplă multe și între destinații. Plus că e o experiență, puteți vedea cum se
desfășoară transferurile, cum se desfășoară tranziturile, plus mai multe informații. Eu tot timpul v-am dat informații despre aeropoarte sau aeroporturi, despre transfer, aeroport, oraș, ce, cum, ce ai nevoie, când ajungi, cum ajungi în oraș și mai multe informații de genul ăsta. De asta am continuat să le fac. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Mâine, zi plină în Abu Dhabi, sperăm să vedem Muzeul Louvre și încă ceva de prin Abu Dhabi, pentru că ziua e lungă. Și nu e așa de cald, pot să mă plimb un pic. Dar până atunci, de aici, dintr-un hotel de 5 stele din Abu Dhabi, care, uitându-mă eu mai bine la detalii, nu. Are 5 stele, dar nu se compară cu un hotel de 5 stele din Dubai, de exemplu. Cred că e foarte vechi hotelul și n-a fost renovat. Mobilierul nu e în stare perfectă. Am văzut o ușă de la dulap pică. Plus mai multe, chiar acolo în spate, la pat, am ceva aparate antice, nu știu ce s-alea. Radio, ceva, integrat în perete. Plus, da, detaliile. Acum am stat și eu în hoteluri de 5 stele și, da, ăsta e undeva la un 3 stele la, în Dubai, de exemplu. Da, nu săriți pe mine că m-am ajuns, dar pot să fac o comparație pertinentă, că am experiență deja și cu hoteluri de 5 stele și cu hoteluri de o stea. Dar prețul a fost bun, așa că nu înțeleg, nu mă înțelegeți greșit, nu mă plâng, pentru că condițiile sunt mai mult decât decente pentru mine. Doar că nu e 5 stele care știam eu din Dubai. Până la următorul vlog, de aici, din hotel, eu vă spun la revedere!